Aparatul RMN din cadrul Spitalului Județean de Urgență Dr. Pompei Samaria în Călăraș va fi reparat în 2 săptămâni. Informația a fost furnizată de managerul spitalului Bogdan Mihai, care a precizat că s-a luat legătura cu firma de mentenanță, iar costurile se vor ridica la aproximativ 200.000 de lei. În prezent se desfășoară cercetări pentru stabilirea cauzelor ce au dus la scurgerea celor 1.500 de litri de heliu, incident în urma căruia aparatul RMN nu a mai funcționat. RMN-ul va rămâne pe poziție. În maxim 2 săptămâni îl vom repune în funcție. Am luat legătura cu cei care prestează mentenanța și o să rezolvăm problema în 2 săptămâni. Ce costuri vrea să pune la asta? Spune, suntem în discuție. Acum apoi undeva în jurul la 2 miliarde. De 200.000 de euro. Acum o să facem analiză. O să vedem ce a generat această situație. Este și o cercetare aflată în derulare la nivelul ITJ Călăraș. O comitem cu cea internă și o să vedem dacă este din vina cuiva, atunci ne vom îndrepta logic pentru recuperarea prejudiciului. ITJ Călăraș ne-a spus că nu e niciun fel de cercetare, că e un denunț la 112. Fădănește declarații. Acum sub ce formă le procesează dânsii. Dacă sunt posibilități la locuirea celor 1.500 de litri de heliu sau... Sunt 1.500 de litri de heliu care urmează să fie înlocuiți. Aici este discuția, cine va suporta costurile și cum. Nu mai puțin. În opinia mea, în principiu, Călăraș trebuia să întocmesc un dosar penal și să facă o cercetare în REM. Nu vorbim doar de un apel unul de acolo, e o prezuntivă infracțiune, chiar din culpă. Chiar din culpă, tot infracțiune, și atunci trebuia să deschidă un dosar penal, INREM pe faptă, și dezvoltăm discuția aici. IPJ Călăraș, din păcate, este condus altfel decât profesionist. Aia spun și eu. Acest domnițu care e urmașul lui Iorga. Și știți mai bine cu cine a pactizat Iorga în Călăraș. Știți, nu? A predat poliția interlopilor. Știți, nu? Nu trebuie să vă dau nume eu. Unul a aruncat cuțile după casă. Prieten cu domnul Iorga. La un moment dat pe la Constanța. Asta e situația reală. Din poliția Județeană Călăraș, acolo are obligația legală. Acea sesizare pe care, pe bună dreptate, domnul director a făcut, noi am discutat la telefon când ne consultăm și a procedat extrem de bine din punct de vedere administrativ, a sesizat, a solicitat echipa operativă pentru cercetare, pentru izolare, ca să stabilim acolo dacă e vorba de culpă sau dacă e vorba de intenție. Expertiza o să ne spună, e culpă sau e intenție, dar în ambele cazuri, IPJ Călăraș are obligația legală să deschidă dosar penal. Chiar dacă e culpă sau intenție. Vinovățile sunt mai multe feluri. Intenție directă, indirectă, culpă, prevedere, fără prevedere și o intenție depășită, o prevedere, intenție. Da? Cam astea sunt zonele de penal. Dar ei nu știu să citească. Ei înjură bătrânii. Nițu, băiatul ăsta, în loc să citească codul penal să-și facă treaba, ei îl înjură femeile bolnave de Parkinson care s-au pierdut în câmp. Iar ministrul Bode îl protejează. Cam asta e situația, de fapt. Acolo obligatoriu trebuie dosar penal. Și o să ne ocupăm în continuare de zona asta, pentru că se pare, în opinia mea, că se încearcă o mușamalizare. Aia spune mie multe lucruri. Iar încercăm să protejăm. Nu știu, sunt multe suspiciuni. Am văzut și eu multe ipoteze pe piață și eu cred în posibilitatea unei intenții directe, dar una aici cred eu, alta aici o să stabilească expertul pe care îl aveam în această cauză. Mulțumesc!